Împreună cu toți aceia care iubesc mântuirea lui Dumnezeu, aș vrea să spun, așa cum ne îndemna Duhul Sfânt prin cuvintele psalmistului de odinioară, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frați și surori, spuneam mai înainte că nu mă așteptam ca în dimineața aceasta să avem 3 predici, dar așa totuși minutele care ne-au mai rămas să le folosim cu folos pentru sufletele noastre. Cei mai mulți cercetători ai Scripturilor sunt de părere că Epistola către Romani reprezintă cea mai complexă și mai profundă prezentare a mesajului Evangheliei. Probabil că este așa. Capitolul 8 însă strălucește printre celelalte capitole ale cărții într-un mod aparte. Și dacă mi-ar fi cerut cineva vreodată părerea cum să numim capitolul acesta, după ce l-aș citi cu atenție, sau cel puțin prima parte a lui până la versetul 27, l-aș numi Duhul lui Dumnezeu în copiii lui Dumnezeu. În școlile de teologie se studiază o disciplină numită pneumatologie sau persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că disciplina aceasta ar trebui să se fundamenteze pe Romani, capitolul 8, versetele 1 la 27. Pentru că în pasajul acesta este prezentată atât de frumos și de profund lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața copiilor lui Dumnezeu. Când citești cu luare aminte cuvintele acestea și cugeți la ceea ce citești, te îndrăgostești de această lucrare. Ți-o dorești, ajungi să o râvnești mai presus decât orice altceva. Iar dacă poți să citești cuvintele acestui capitol, care descriu lucrarea Duhului Sfânt în viața unui copil al lui Dumnezeu, și după ce ai citit despre această lucrare, încă te mai lupți cu întrebarea, dar este nevoie să mai fim botezați cu Duhul Sfânt? Înseamnă că n-ai prins nimic din frumusețea acestor învățături. Pentru că dacă ai fi prins ceva din frumusețea acestor învățături, ți-ai fi dorit lucrarea aceasta cu orice preț. De aceea vin ce spun capitolul sau partea aceasta din capitolul 8 este o prezentare extraordinar de frumoasă a lucrării pe care Duhul Dumnezeu o face în viața copiilor lui Dumnezeu. Uitați-vă de bună oară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care are atâta putere și are atâta autoritate asupra copiilor lui Dumnezeu, lucrează mai întâi prin îndemnuri. Și El ne îndeamnă, deși ar avea toată puterea să preia controlul deplin și împotriva voinței noastre. Dar lucrează așa cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna a lucrat cu omul într-un mod foarte delicat. Ca și cu ceva foarte fragil, ca și cu ceva ce prețuiești mult. Niciodată nu a lucrat în mod abuziv, dictatorial. Dumnezeu ți-a respectat voința. Și Duhul Sfânt lucrează în felul acesta, prin îndemnuri, acționând asupra noastră. Dar e bine ar fi dacă noi am fi în stare să înțelegem îndemnurile acestea, să le ascultăm. Viața noastră ar fi o viață de rodire, o viață binecuvântată. Apoi s-a spus aici că în lupta aceasta pe care o ducem cu firea pământească, și în paranteză vreau să spun că firea pământească este dușmanul pe care noi îl tratăm cu mănuși și le îngrijim de parcă ne-ar fi prieten. În lupta împotriva firii pământești, ajutorul Duhului Sfânt este de neprețuit.
n-ai cum să biruiești pornirile firii pământești, oricât de bine intenționat ai fi, dacă nu te împuternicește Duhul lui Dumnezeu. Pentru că venind Duhul lui Dumnezeu în viața ta și îngăduindu-i Duhului să ți-o controleze, să ți-o conducă, să ți-o dirigeze El, capeți putere să ieși biruitor asupra poftelor firii pământești. Prin ajutorul Duhului Sfânt, spunea Pavel, faceți să moară faptele trupului și în felul acesta veți trăi. Apoi, în al treilea rând, Duhul lui Dumnezeu îi călăuzește pe Fiul lui Dumnezeu. Le spune ce este bine și ce nu este bine. Într-o lume care este preocupată să coboare, să dărâme, să șteargă toate standardele și toate rânduielile. Călăuzirea Duhului lui Dumnezeu în viața copiilor lui Dumnezeu este o binecuvântare. Mi-aduc aminte că atunci când am terminat școala la București, lucrarea mea de licență era bazată pe călăuzirea lui Dumnezeu în viața copiilor lui Dumnezeu și unul dintre capitolele ample, dintre pilonii lucrării mele era aceasta, călăuzirea Duhului Sfânt în viața copiilor lui Dumnezeu. Și pe măsură ce ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, această călăuzire ne devine tot mai familiară. Tot mai ușor o distingem în tumultul vocilor cu care suntem confruntați zi de zi. Atâtea voci își dispută întâietatea în auzul nostru, interior. De aceea, de multe ori, călăuzirea Duhului Sfânt se aude destul de slab. Pentru că nu suntem obișnuiți să o ascultăm. Pe de altă parte, zice Apostolul Pavel, Duhul Sfânt confirmă împreună cu Duhul nostru sau adeverește marele adevăr că am fost înfiați. Că noi avem o identitate nouă, chiar dacă lumea nu ne cunoaște sub identitatea aceasta. Noi avem o identitate cerească, suntem copii ai lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Când Pavel vorbește despre înfiere, el întrebuințează un concept din dreptul roman, cuprins în cele 12 table. Apostolul Pavel vorbește creștinilor care trăiau în Roma. Biserica din Roma este destinatar acestei epistole. Și destinatarii lui Pavel, trăind în mediul roman, erau familiari, într-o anumită măsură, cu conceptul acesta. De aceea, pentru ei suna familiar ce spune Pavel. Înfierea, în contextul cultural și legislativ roman, era diferit de procedeul de înfiere cu care noi suntem obișnuiți în vremea noastră. N-am să intru în foarte multe detalii, dar am să spun totuși câteva lucruri cu privire la înfiere, așa cum era reglementată în dreptul roman. Nu știu pentru care motiv un părinte, în vremea de atunci, ar fi fost dispus să-și șteargă de pe numele lui fiul sau fiica. Dar știu câteva motive pentru care cineva ar fi fost dispus să înfieze un fiu. De bună oară, împăratul roman Claudiu, pentru că nu avea copii, avea doar o fiică, l-a înfiat pe tânărul Nero. Nu era fiul natural. Dar l-a înfiat cu gândul să-i predea mai departe destinele Imperiului Roman, să lase în locul lui conducător. Și până la urmă s-a dovedit că n-a fost o alegere prea bună. A fost o alegere foarte proastă, pentru că acest Nero s-a dovedit un om cu probleme psihice majore. Și când a ajuns la putere, ele au ieșit la suprafață. Potrivit dreptului roman, un părinte care voia să șteargă de pe numele lui copilul înscena un fel de vânzare în străinarea lui de 3 ori. De 2 ori îl răscumpăra și îl primea înapoi, dar a 3-a oară nu mai făcea. În momentul acela, tânărul fiu
era liber pentru a fi adoptat de un alt părinte. Și cel care voia să-l înfieze se prezenta înainte unui magistrat roman și intenta o acțiune legislativă prin care tânărul acesta era adoptat, înfiat în familia lui. Procedura aceasta se desfășura în prezența a 7 martori. Și martorii aceștia aveau misiunea ca, atunci când va fi nevoie, să confirme că cu adevărat acest tânăr a fost înfiat. Înfierea lui în noua familie însemna că el a ieșit complet de sub autoritatea părinților lui naturali. Dacă ar fi rămas în familia în care s-a născut, el s-ar fi găsit sub autoritatea părinților lui până când aceștia, sau cu precădere tatăl natural, ar fi încetat din viață. Dar acum, fiind înfiat, el ieșea complet de sub autoritatea părinților lui natural, din familia în care s-a născut. Nu mai avea față de aceștia nicio obligație, nicio datorie de niciun fel. În al doilea rând, dacă el ar fi contractat până la vârsta aceea vreo datorie față de cineva, orice datorie îi era ștearsă, el își începea de acum viața nouă, ca și un om care n-avea nicio datorie față de nimeni. În al treilea rând, în familia în care el era înfiat, se bucura de drepturi egale cu ale eventualilor copii născuți în familia respectivă. Nu se făcea între el și copiii naturali nicio deosebire. El intra apoi în partea lui de moștenire la vremea potrivită. Și toate acestea, spune Pavel, reflectă lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi. Dumnezeu ne-a răscumpărat. Dumnezeu ne-a înfiat. Dumnezeu ne-a făcut și moștenitori împreună cu Hristos. Și cel ce mărturisește sau confirmă că această realitate, că această lucrare este reală și s-a dus la îndeplinire, este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne confirmă nouă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Există situații în viețile noastre când avem nevoie de o asemenea confirmare. Există situații în care ne încearcă întrebări de felul acesta. Oare cu adevărat Dumnezeu a iertat tot trecutul meu? Oare cu adevărat sunt un fiu al lui Dumnezeu? Dacă e așa, atunci de ce mi se întâmplă toate lucrurile care mi se întâmplă? De ce se spun despre mine lucrurile acestea? De ce se face asta? De ce? De ce și atâtea de ce-uri? Avem atâtea întrebări. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și confirmă sau adeverește împreună cu Duhul nostru că, într-adevăr, noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Indiferent ce spune lumea despre noi, indiferent de situațiile prin care trecem, indiferent de împrejurările în care ne găsim la un moment dat, Duhul Sfânt vine și confirmă sau adeverește că, într-adevăr, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această lucrare minunată și tainică pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. Apostolul Pavel mai vorbește aici despre o anumită lucrare de mijlocire pe care Duhul Sfânt o face în folosul nostru. Nu cu multă vreme în urmă vorbeam despre acest dar minunat al vorbirii în alte limbi. Un dar pe care l-am primit prin Duhul Sfânt. Și mi-aduc aminte că am accentuat atunci că vorbirea în alte limbi pe care Duhul Sfânt o dă unui credincios atunci când îl umple, când preia controlul asupra lui, poate să fie de două feluri. O vorbire într-o limbă omenească pe care n-ai învățat-o niciodată, cu care poate n-ai fost niciodată în contact, nici n-ai auzit-o vreodată, dar ți-a fost dată. Și există o anumită vorbire neînțeleasă de oameni, o limbă nepământeană. Duhul Sfânt îți poate da o asemenea vorbire. Și atunci când Pavel scrie 1 Corinteni, capitolul 14, și vorbește acolo despre vorbirea în alte limbi,
în acel pasaj, el se referă strict la vorbirea în limbi nepământene. În vorbirea aceea pe care oamenii nu o înțeleg și prin care credinciosul, când stă în părtășie cu Dumnezeu, el spune taine. Și spunând taine, el în Duhul lui dinăuntru se întărește, se zidește. Și Pavel vorbește în acest pasaj din Romani despre lucrare de mijlocire pe care o face Duhul Sfânt pentru noi și în folosul nostru, pentru că mijlocește cu suspine negrăite. Și Pavel spune aici un lucru pe care poate nouă ne vine greu să-l primim. El zice, noi nu știm cum să ne rugăm. Oh, da. Pavele, tu nu știi. Noi astăzi avem și cărți de rugăciuni. Sunt creștini care își rostesc rugăciune după cărți. Oh, cât de departe este rugăciunea aceea. De rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt. De acea mijlocire pe care Duhul lui Dumnezeu o face înainte lui Dumnezeu pentru noi cu suspine negrăite. Pentru că adevărat este ceea ce spunea Pavel, noi nu știm să ne rugăm, pentru că nu știm întotdeauna nevoile atunci ale Duhului nostru. Noi ne rugăm pentru locul de muncă, ne rugăm pentru, mai știu eu, să ne acoperim mortgage-ul și așa mai departe. Dar există nevoi mult mai mari, mai profunde decât acestea, nevoile Duhului nostru. Și pe acelea Duhului Dumnezeu le cunoaște bine. Și pentru împlinirea lor, după voia lui Dumnezeu, mijlocește Duhul Sfânt în folosul nostru. Mă voi opri aici, pentru că timpul și-a făcut cursul. Și aș vrea să vă chem pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc ca această lucrare complexă și minunată și profundă a Duhului Sfânt să se ducă la îndeplinire în viața tuturor membrilor Bisericii Domnului din locul acesta, în viața tuturor celor ce sunt împreună cu noi, în viața tuturor celor ce iubesc pe Domnul și-L așteaptă. Amin.